În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților credincioși, iată că suntem în cea de-a doua duminică după marele praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și dacă ar fi să rezumăm Evanghelia sau însemnătatea zilei de astăzi într-un cuvânt, acesta ar fi curaj. Sau dacă ar fi să rezumăm într-o frază, ar fi cam așa, că celor slabi care urmează lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă curaj ca să urmeze lui și să-l mărturisească pe acesta. Uiților credincioși, cineva care ne-a vizitat aici și alții de prin țară, creștini de-ai noștri, m-au rugat ca să reluăm un subiect care este de actualitate de un an și ceva, și anume al nebuniei, să spunem, care este în lumea largă, cele ce au fost, cele ce s-au întâmplat și cele ce se parcă vor să vină peste noi. Și de aia vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți curaj în a mărturisi pe Hristos. Dacă ați avut până acum, să-L țineți. Cei care nu au avut, trebuie să se îmbărbăteze, să spunem. După cum și femeile acelea slabe și cei care, până la momentul jertfei Mântuitorului pe cruce, se ascundeau, au prins curaj și au început să-L mărturisească pe acestea și au fost primii care s-au învrednicit să vadă învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să învieze, să spunem așa, între ghilimele și ei. Iată că ni se cade nouă ca toți să avem curaj în a-L mărturisi pe Hristos. A venit, să spunem, grija peste noi despre ce vom face cu viața aceasta, ca și creștini. De când în lumea largă, să știți, s-a instalat așa zisa pandemie, de când autoritățile s-au angajat într-o luptă susținută de înrobirea maselor, de supunerea maselor, deși ne aflăm, să spunem, în democrație, în capitalism, când fiecare, în liberalism, fiecare este liber să-și pună punctul său de vedere, dar se pare că numai atât, nimeni nu vrea să-l asculte, ci că ordinele care se primesc undeva din exterior, pentru că nicio țară se pare că nu este suverană, se înfăptuiesc în fiecare țară altfel. În România, în felul nostru românesc de a face lucruri respective. Și pentru că suntem creștini și știm să plecăm capul, cei care ne conduc au hotărât să se folosească de lucrul acesta ca să ne ducă încotro vor ei. A venit peste noi acest necaz și anume acea gripă și biserica la momentul respectiv a îndemnat pe credincioșii săi să nu urmeze vaccinării ca metodă de combatere a gripei. Să știți că dacă la momentul respectiv ne se spunea că este o campanie de vaccinare ca oamenii sau populația sau națiunea să se însănătoșească, lucrurile s-au dovedit a fi fiind false. Să știți că nu este o vaccinare, ci este o inoculare. De aia vă îndemn pe dumneavoastră de acum încolo să nu mai folosiți acest termen, pentru că se face analogia cu vaccinurile acelea clasice, care într-adevăr o parte din ele tratau problemele, dar cu cât ne aflăm în epoca mai actuală, s-au modificat și conceptul de vaccinare și iată că ne aflăm în momentul în care trebuie să inoculăm în organism niște substanțe care nu sunt vaccinuri. De ce? Pentru că nu creează imunitate. Acestea sunt aspectele medicale. Ce treabă avem noi creștinii cu lucrurile acestea? Să știți că a fost și ședință episcopală în care preoții cu episcopii locului ne-au sfătuit ce este de făcut cu privire la acest lucru și care este mesajul care trebuie dat către popor. Cei mai mulți dintre dumneavoastră probabil știți ce trebuie urmat, dar haideți să vedem exact cam care sunt concluziile acelor decizii. În primul rând,
Nu trebuie urmat acest lucru de vaccinare. De ce? Pentru că este foarte probabil, după cum sunt constrângerile, ca această vaccinare să fie asociată cu instaurarea unei puteri totalitare, care, într-un final, să ducă către o instaurare a acestei puteri peste toată lumea. Și știm prea bine, pentru că suntem creștini, că avem o descoperire dumnezeiască a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care se cheamă Apocalipsa, în care ni se spune că, în vremurile de urmă, creștinii vor fi prigoniți. De ce? Pentru că diavolul va fi strobozit pe lumea aceasta pentru păcatele omenirii, în general, și pentru păcatul fiecare dintre noi, în particular, pentru ca fiecare să-și dea dovada credinței sale. Cei răi să se înrăutățească, iar cei buni să năzuiască către Dumnezeu și să tindă către El, ca în felul acesta să se mântuiască. Este un fel de mare cernere a vremurilor de pe urmă. Ne dăm seama că nu suntem departe de acele vremuri, dacă nu cumva suntem la începutul sau chiar în miezul acestora. Poate că nu este finalul acela care este descris acolo, dar se poate întrezări și lucrul acesta. Și pentru că faptul că suntem păcăliți și forțați, cumva, într-un mod așa zis democratic, în țările democratice, ați văzut cum a fost în țările totalitare, China, de exemplu, s-a rezolvat lucrul foarte repede, pentru că acolo autoritatea a impus ca aceștia să urmeze prescripțiile guvernului foarte rapid și acea nebunie, pandemie, s-a sfârșit în nu știu câte zeci de zile, spun ei, dar rezultatul a dus către un lucru. Tot chinezul, la momentul respectiv, nu se mai gândește la gripă, dar este cu totul subjugat unei dictaturi comunist-tehnologice, comunist-digitale, să știți, pentru că China, la momentul respectiv, este complet digitalizată și se pare că scopul suprem al acestei pandemii este un alt pas, pasul al doilea, și anume digitalizarea, care s-a și anunțat de către greii lumii acestea la forumul de la Davos. Știți prea bine că toți se grăbesc, instituțiile, chiar și societățile, spre a îndeplini această năzuință, și anume digitalizarea. O văd ca pe o scăpare din această nebunie, dar o să vedem puțin aspectele în ulterior. Un alt mesaj transmis de către Biserica Poporului e să nu urmăm acestea. De ce? Pentru că odată omul care se vaccinează s-a constatat că în urma vaccinului are numeroase, iertați-mă, în urma inoculării, nu a vaccinului, un pseudovaccin, da? Un fals vaccin. În urma inoculărilor pot să genereze tot felul de efecte secundare și să știți că în lumea largă deja sunt semnalate tot felul de cazuri în care oameni suferă de simptome care până la momentul respectiv nu le-au manifestat, deși probabil că au făcut și gripa respectivă. Sângerări la nivelul diverselor organe, astenie, amețeli, tulburări, unii chiar se simt așa de rău încât merg la spital și nu se mai dă de capăt. Auzisem o înregistrare în limba engleză a unei conferințe de 5 doctori, oameni care sunt bine înfipți în meseria lor și și-au putut da cu părerea despre lucrurile respective. Și spuneau că ceea ce s-a întâmplat în lumea largă nu a fost, de fapt, un virus, ci a fost o, după cum tratează și rușii, se pare, o bombă biologică. Virusul respectiv și vaccinarea, să știți, pseudovaccinarea, se manifestă ca o bombă biologică. De ce? Pentru că cei care s-au vaccinat, iată că suferă ulterior. Dacă nu la prima injecție, probabil la a doua, la a treia. Și sunt lucruri cărora nu se mai dau de capăt. Se pare că cei care suferă de treburile respective sau s-au vaccinat vor transmite mai departe celorlalți din lumea largă sau din care intră în contact cu ei, simptomele pe care le manifestă și ei. Deși într-o familie în care unul s-a înțepat și altul nu s-a înțepat, celălalt care nu s-a înțepat, după o perioadă de timp stând în contact cu celălalt, manifestă lucrurile respective.
Sunt lucruri medicale care ne interesează pe noi. De ce? Pentru că este important și să știm exact cum să abordăm lucrurile acestea. Un alt motiv pentru care nu ar trebui sau nu trebuie să facem acele inoculări, pseudovaccinurile, pentru că ne punem viața, supunem viața hazardului. Știm prea bine că este un dar dat de Dumnezeu nouă și că atunci când ne supunem viața hazardului, de exemplu, vă dau niște exemple acum, nu avem voie să sărim de plăcere cu parașuta din avion, nu avem voie să mergem nebunește cu motocicleta pe stradă, cu nu știu cât la oră, pentru că există posibilitatea să ne pierdem viața, nu avem voie să facem bungee jumping sau alte lucruri de astea hazardate care s-ar putea să se soldeze cu sfârșitul vieții noastre, pentru că biserica la momentul respectiv, chiar dacă îți va face o slujbă de înmormântare cumva, consideră că acel lucru a fost o înfruntare a voii lui Dumnezeu și se consideră ca sinucidere. Așadar, dacă știm prea bine că lucrurile, această pseudovaccinare pune viața în pericol și acum, și perspectiva nu este chiar una bună, ne supunem unui hazard la care nu este necesar să ne supunem. Unii spun așa, dar vaccinurile altădată au rezolvat problema. Medicii respectivi pe care am ascultat în engleză spuneau așa, this is not a vaccination. Aceasta nu este o vaccinare. Și l-au repetat, aceasta nu este o vaccinare. Aceasta este o bombă biologică. Asta este părerea altora. Da? Și ca atare, noi trebuie să ținem cont de lucrurile respective. Un alt motiv este pentru că se vine și se impune cu deasila. Noi suntem oameni liberi, noi suntem oameni dăruiți de Dumnezeu cu libertate ca să alegem. Iată că pentru, poate, prima dată în lumea asta, când lucrurile se fac obligatoriu, și deși în țara noastră, să spunem, este aproximativ obligatoriu, presiunea care se face asupra populației este foarte mare, încât unii dintre noi au cedat. De ce? Pentru ca să își mențină posturile de muncă, ca să poată să meargă ușor prin societatea aceasta care a nebunit mai departe. Cei care s-au supus unei astfel de proceduri, să știți că biserica sau episcopia noastră a hotărât că vor fi îndepărtați de la Sfintele Taine pentru o perioadă de timp. Și s-a considerat cu mare îngăduință că trebuie să fie îndepărtați un an de zile și unii la momentul respectiv au zis, ce bine, mă înțep, un an de zile n-am probleme și așa sunt cam păcătos. Și după aia poate mai reveni și mă învernicev o dată de Sfintele Taine și atât am rezolvat problema. Nu, este vorba de cei care, dacă au greșit, fac pocăință. Dacă duhovnicul tău consideră că îți pare rău că s-a întâmplat treaba respectivă, că te pocăiești, că nu vrei să mai urmezi în continuare aceluiași lucru pe care l-ai înfăptuit înainte, da, ți se va da voie la Sfintele Taine când va considera duhovnicul. Poate peste un an, poate pentru 2, 3, după cum consideră el că este de gravă fapta. Aduceți-vă aminte că până nu te lași de păcatul în care ești, nu ți se poate începe, să spunem, administra taina pocăinței. La momentul în care te-ai lăsat, de exemplu, de curvie, la momentul respectiv, încă vreo 7 ani sau de la caz la caz, trebuie să faci pocăință și abia după aia. Nu poți să zici, gata, considerând de când am început. Nu, de când s-a sfârșit și de când îți pare rău în inima ta și preotul trebuie să constate lucrul acesta. Mai sunt tot felul de, să spunem, cauze, pentru că efectele secundare ale acestei inoculări, pseudovaccinarea, sunt multiple. Unii, să știți că au și nebunit de pe urma acestora și au pierdut discernământul, unii chiar în urma virusului. Și hai să vedem puțin cam care este mecanismul fiziologic, așa, pe înțelesul tuturor la ceea ce se întâmplă acolo. Ceea ce au propus oamenii de știință la marile firme care produc aceste vaccinuri, nu este o vaccinare clasică, nu este un virus care l-a amorțit să ne-l bage nou în organism, ca organismul să creeze anticorpi, ci este o informație genetică băgată pe ușa din spate în organismul nostru, ca organismul să ne-l detecteze.
Orice informație genetică care intră în corp, organismul se luptă cu dânsa și o distruge. Că este virus, că este bacterie, își dă seama că este un lucru străin și îl omoară. Iată că acele vaccin, pseudovaccinuri, introduc o informație genetică. Unele are RNA mesager, care sunt de sinteză, să știți, sunt, nu sunt cum le-a făcut Dumnezeu, CGGA sau cum sunt în cazul RNA-ului, ci sunt de sinteză, unii zic că pe un fir foarte subțire, microscopic, de silicon cu ceva particule de aur pe acolo care conțin informația respectivă și determină celulele să creeze anticorpi. Acei doctori spuneau așa, fiind un lucru de sinteză, va crea un anticorp de sinteză și se creează împotriva unei proteine, o proteină spike, o proteină care este întâlnită și în organismul nostru, dar numai în anumite momente. Și anume, la concepție și în placenta mamei. Motiv pentru care, dacă în urma acelei inoculări creezi anticorpi împotriva acelei proteine, faci anticorpi împotriva concepției, acele momentul în care se unesc cele două celule, masculină și feminină, sau a placentei din pântecele mamei și iată că populația la un moment dat s-ar putea să devină sterilă. Da, cei care se înțeapă s-ar putea să devină steril și problema, deja sunt probleme mari cu procrearea și sunt multe pomenice care vin la Sfântul Altar pentru că nu pot să aibă copii, iată că se agravează de acum. Și este un lucru care se întâmplă în lumea largă peste tot. Și să nu vă fie de mirare, pentru că grija, se pare, a omenilor, a celor care guvernează lumea, nu este pentru viața omului, ci să facă cumva ca oamenii să mai dispară de pe planeta aceasta, că s-au mulțit foarte mulți. Știți prea bine că cei care jucați șah, prin analogie, mai bine se controlează câteva piese pe tablă mare de șah, decât multe piese pe care celălalt poate să le miște după cum vrea el. Simplificăm lucrurile, așa fac și aceștia. De ce? Pentru ca omul, când va fi mult mai puțin numeros pe lumea aceasta, să fie foarte ușor de controlat. Spuneam că creează și demență, creează tot felul de simptome care nu s-au mai întâmplat cu organismul nostru. De ce? Pentru că acea proteină care este generată și anticorpii pe care organismul îi secret împotriva acelea, sunt de sinteză, sunt străine organismului nostru. Organismul nostru nu știe cum să le anihileze, de exemplu, și e posibil ca informația aia să rămână în corpul nostru și organismul să genereze într-un anticorp. Și ajungi la o situație în care foarte mulți anticorpi în organismul tău luptă chiar împotriva ta și mor. De aia să știți că e posibil ca foarte mult să fi murit în urma inoculărilor din cauza aceasta. Bun. Sunt tot felul de alte vaccinuri. ADN, vaccinul de ADN, care forțează organismul să creeze acei anticorpi, dar nu este inoculat în organism virusul original, ci este un alt virus, ADN, virusul original este pe bază de ARN, și creează acea proteină, simptomele sunt cam aceleași. Și cu cât să știți că vin alții cu soluții, că spun, am ajuns mai târziu pe piață cu ceva vaccinuri, deci ca atare acoperim toate tulpinile, cu cât să știți este mai complex vaccinul și acoperă mai multe tulpini, se pare că dă mai multe reacții negative. Politica de stat, în schimb, pune pumnul în gură și în toată perioada aceasta ați văzut exact cum pe marele canale mediatice circulă numai știri pro și cei care au păreri împotrivă nu sunt lăsați să spună nimic. Sunt date și legi din punctul acesta de vedere și e posibil că această predică să pice sub incidența celor legi. Dumnezeu mila. Statul pune pumnul în gură, deși suntem stat democratic și oamenii sunt, să spunem așa, liberali, sunt cu păreri proprie și pot să-și impună părerea proprie. Nu. Statul a devenit totalitar, este o influență și o presiune foarte mare asupra oamenilor și mai mult de schimbarea mentalității. Ați văzut, pe știri, toți oamenii apar cu mască la gură, deși nu este necesar.
A fost la un moment dat când blasfemia, să spunem, sau tupeul acestora a fost foarte mare, încât au reușit să facă sfinți și Dumnezei din oameni. Și anume, pe pancartele care erau pe lângă spitale, erau afișate la un moment dat imagini cu doctori, cu aureolă, cu mască la gură, cu un stetoscop acolo, ca și cum ne-ar spune nouă, iată Israel, între ghilimele, care este Dumnezeul tău sau care sunt sfinții tăi. Acești doctori care se luptă cu noi. Să știți că au fost și doctori buni care s-au luptat într-adevăr împotriva acestei maladii care s-a manifestat și au salvat vieți. Și au fost doctori care s-au supus sistemului și care nu au fost mai prejos, să spunem așa, de doctor Mengele. Dacă știți cine e doctorul Mengele, cel care avea grijă de cei care erau de la Auschwitz. Au fost oameni și oameni. Unii de o parte a baricadei, alții de altă parte a baricadei. Alții, din ignoranță, pun umărul la a zidi acest turn Babilon, care, a căror proiect este, să știți, în mâna guvernanților noștri. De aia, să știți, nu este bine să facem vaccinarea. Până acum, să spunem că ne-am ferit. Suntem într-o perioadă în care, deși această epidemie, pandemie, cum vreți să-i spuneți, a slăbit, este foarte probabil că la un moment dat, după cum se zvonea mai la început să apară un alt virus, cade în întâmplare, nimic nu este din întâmplare pe lumea aceasta, cade în întâmplare să mai apară ceva, să mai fie nevoie de altceva, încă de o înțepare și tot felul de lucruri de genul acesta, încât oamenii să fie supus unei tensiuni constante, încât până la sfârșit să cedeze. Nu vă lăsați, fiți precum Ironosițele, Iosif din Arimatea, Nicodim, oameni care în preajma lui Dumnezeu sau cu nădejdea lui Dumnezeu s-au întărit ca să-L mărturisească pe aceștia. Și au dobândit și împărăția lui Dumnezeu. Suntem în momentul în care se pare că se întrezărește, sau mulți spun că este o ușă de scăpare. De ce? Pentru că cu bunăvoința, din nou între ghilimele, a Uniunii Europene în cazul de față, s-a dat liber la un certificat verde, care să ateste că oamenii, unii s-au vaccinat, alții nu s-au vaccinat, dar au făcut gripa și au făcut anticorpi, și alții poate nu s-au vaccinat, dar trebuie constatat lucrul acesta undeva, într-un certificat verde. Așa îi spun aceștia, pentru că este un termen destul de cunoscut. Cine ieșea înainte în Europa trebuie avea nevoie de un certificat verde. E un termen care ne duce cu gândul la faptul că a fi pe verde înseamnă libertate, poți să treci. Ca tare, cine va însuși acest certificat va fi liber. Și creștinii noștri au început să iau o gură de aer. Să știți că legătura între vaccinare și acel certificat este una de groază, spun eu. Pentru că spuneam că am fost împinși spre epoca digitală prin intermediul acestei pseudo-vaccinări în masă. Și dacă vom dobândi acel certificat pe care guvernanții noștri se chinuie în zilele următoare să îl impună printr-o lege în Parlament, o am de așa cum vedeți exact pe cine ați votat, de multe ori vi s-a zis să nu mai votați pe oameni care nu vă reprezintă, cu poate unanimitate, vor vota acel certificat verde. Asta înseamnă că fiecare om va dobândi un număr unic în lumea aceasta, un număr unic după cum sunt numerele de pe produsele alimentare, după cum sunt numerele folosite de către un sistem digital ca să identifice un lucru. Adică, omul care până la momentul respectiv la botez se numea Vasile, Ion, Gheorghe, Maria, Frăsână, sau cum se chema ea, și deși avea un CNP dat de statul nostru care reflecta data nașterii, sexul, județul în care te-ai născut și altele, care era o metodă de inventariere a statului român, să spunem, din momentul respectiv, pentru că lumea intră în era digitală, într-o altă cultură, omul va avea o altă identitate.
va fi doar un număr. Aparatele, să știți, deși ar putea identifica oamenii foarte ușor și după nume, sunt programate să identifice după numere. Le este mult mai ușor. Sunt unice pe lumea aceasta și iată că vom deveni asemenea unui ciocolate, unui pet de bere sau altui lucru de pe lumea aceasta, poate a telefonului din buzunar, care are și el un număr unic, ca orice lucru care este pe lumea aceasta și a fost deja inventariat. Omul, odată primind numărul respectiv, va intra în gestiunea unui sistem digital. Da, ăsta este scopul, să știi exact când mergi undeva, dacă ai fost sau nu vaccinat, pseudovaccinat, dacă ai anticorpi sau nu. Din punctul ăsta de vedere tehnic, este un lucru care funcționează. Din punct de vedere duhovnicesc, iată că este încă un pas spre totalitarism, pentru că știm prea bine că epoca digitală merge mână-mână cu Apocalipsa. În Apocalipsă spune că la vremea vremii oamenii nu vor putea vinde sau face nimic fără să prezinte ceva scris pe mâna lor sau pe fruntea lor, care să-i facă să demonstreze că au acces la lucruri respective. Ne duce gândul la aceste lucruri, faptul că suntem supuși sau vom fi fiecăruia dintre noi cu deasila, va trebui să îi se acorde un număr care să-i ateste starea medicală pe viitor sau cine știe câte alte lucruri. Și de aia e posibil că și acele buletine biometrice care până acum ne-au speriat să mai întârzie puțin ca sistemul să vină la pachet cu toate, de-a gata. Să vedeți că acel număr nou atribuit nouă se va înfățișa pe buletinele, cărțile de identitate biometrice care vor fi în viitor. Da, dar unii spun că nu se va da tuturor acele cărți de identitate până la o vreme. Dar cine știe ce va rezerva viitorul. Hai să vedem ce s-a întâmplat în China, pentru că știați prea bine, spunea Preasfințitul Evlogie, că China este laboratorul universal, ceea ce se întâmplă astăzi în China, mâine s-ar putea să se întâmple în lumea largă. Chinezii, la momentul respectiv, când au eradicat această boală, COVID, s-au folosit de sistemul digital în felul următor. Fiecăruia chinezii s-a eliberat un cod QR, știți ce este acela? Este acel pătrățel pe care îl vedeți acum mai pe toate imaginile, prin parcări, pe care telefonul mobil îl poate scana și te duce direct către informația care ai nevoie. Fiecare chinez i s-a dat acel cod care trebuia să-l poarte la vedere. Pentru că în China, deja tehnologia fiind cu un pas înainte, chinezul, să știți, nu mai are bani în buzunar acum, totul este digital. Chinezul este obligat să umble cu telefonul asupra sa cu ultima aplicație guvernamentală, Lazi, în care se face dovada faptului că este Xulescu, sau cine este el, care are dreptul să intre în anumite locuri sau nu are dreptul, iar dacă n-ai puncte sociale de ajuns, pentru că la ei se acordă și un rating de ăsta social, cum sunt punctele la noi la permisul de conducere, cine are puncte, nu are puncte sociale de ajuns, mai vine poliția puțin să-l învețe exact cum trebuie să se comporte în lumea aceasta. Chinezul umbla cu acel cod QR la pătrățelul respectiv, la vedere, după cum evreii, să știți, altădată trebuiau să umble pe vremea fasciștilor cu steaua lui David la vedere, pentru ca să restul lumii să identifice pe aceștia. Iată unde și încotro ne va duce acel certificat verde. Ni se va da și nouă un cod QR. Da, poate nu îl vom coase pe haină ca altă dată, dar trebuie să-l ai pe o hârtie sau trebuie să-l ai chiar pe telefonul mobil. Nu știu cum se face, că toate duc către telefonul mobil. Telefonul mobil care deja este băgat pe gâsc și copiilor noștri, cu bunăvoința statului, li se dau acces la telefoane, non-stop, educația este pe telefon, totul este digital, o minunată lume nouă. Din păcate, de aia vă îndemn cu curaj, să aveți curaj, ca să vă opuneți acestui sistem, de acum încolo, care se pare că este din ce în ce mai perfid,
că libertatea noastră într-un Hristos nu coincide cu libertatea lor. Felul nostru de a fi liber înseamnă de a fi liber de orice patimă și a fi uniți cu Hristos și nici de cum nu robiți digital unui sistem. Gândiți-vă câtă libertate poate avea pe viitor un om, un cod, că așa va fi identificat, într-o lume digitală. Nu va fi decât un produs. Unde este conștiința lui? Unde este puterea lui de a opta? Libertatea, liberul arbitru, nu vor mai fi acestea, pentru că statul, numele omenirii, va lua orice decizie. Dacă, iată, când se pregătește, aș putea zice, o societate digitală, să știți că toți cei care se închină unui lucru sau care este supus unui lucru, e ca și cum și-ar face Dumnezeu din lucrul respectiv. Se spune că cel care se închină, se îngrijește prea tare de trup, se închină trupului lui său ca unui Dumnezeu. Și nu poți să slujești lui Dumnezeu și lui Mamona, totodată. Ori trupului tău și vrei ce mai bine pentru el în lumea aceasta, ori lui Dumnezeu, sufletului care conduce acest trup. Așa și pe viitor, societatea, dacă va fi alta, schimbată, în temelii, concepția de Dumnezeu, să știți că va fi total pervertită. Dumnezeul viitor, nu greșesc, poate că voi spunând că va fi un Dumnezeu digital. Pentru că oamenii se vor închina tehnologiei acestea digitale, supunându-se cu totul acestea și încrezându-se sieși. Nu poți să te închini și acestui idol, Dumnezeu digital, și lui Dumnezeu cel adevărat totodată și să ai pretenția ulterior să te mai și mântuiești. Trebuie jertfă, trebuie curaj, trebuie o decizie luată cu privire la soarta noastră în veșnicie. Nu cu privire la soarta noastră în lumea aceasta care este trecătoare. Soarta noastră în veșnicie ne interesează. Suntem cu Hristos cel adevărat sau cu un Dumnezeu fals, oricum ar fi acesta. De aceea, nu vă aruncați să vă luați tot felul de certificate, nu vă aruncați să fiți primii următori a tot felul de soluții propuse de către guvern, nu vă aruncați, ci fiți foarte, foarte reticenți la tot ceea ce vom propune de acum încolo statul. Pentru că sub umbra unei bune intenții este, de fapt, o falsă intenție, o înrobire a noastră a tuturor. Dacă deschideți prea des televizoarele sau radiourile vor merge, să știți că mintea involuntar va asculta acele lucruri și va ceda. De aia, sfatul meu și, de fapt, al Bisericii este nu vă încredeți în ceea ce vi se spune la televizoare. Lăsați dracul ăla deoparte, că este un drac al tehnologiei și trebuie ca de acum încolo să ne comportăm creștinești. Ieri, pentru că a fost ziua în care s-a prăznuit sau s-a pomenit Sfântul Atanasie, s-a citit la apostol, citirea din scrierile Sfinților Apostoli, o scrisoare prin care spune așa, că lucrați fapta bună, și fapta bună știți care este, toate virtuțile creștinești, împărtășirea deasă, și ca să fii în ziua de astăzi vrednic de a te împărtăși, trebuie din nou să lucrezi toate virtuțile creștinești, să nu te dai cu lumea aceasta, să nu ai alt Dumnezeu decât Dumnezeu cel adevărat, să aduci jertfă de laudă lui Dumnezeu, jertfa gurii, adică rugăciune, și toate acestea vor îmblânzi pe Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în lume, să știți că nu sunt bătaia unui Dumnezeu răzbunător asupra noastră, ci un Dumnezeu plin de iubire, care are grijă de sufletele noastre. Au hotărât ca cei care mai au credință să sufere pentru ca să se mântuiască, la fel după cum copiii care nu sunt ascultători trebuie supuși unei corijări care să-l aducă pe calea cea bună. Și Dumnezeu acesta, iată că ne-a dat și nouă și calea în care să îl îmblânzim pe El, să spunem, sau să apelăm la iubirea sa cea mare. Cum? Lipindu-ne de dânsul și cerând necontenit scăpare din ceea ce suntem.
Sfântul Ioan Gură de Aur, să știți că spunea așa: nu există ispită pe lumea aceasta, și aceasta este o mare ispită, la care Dumnezeu să nu dea o ușă de ieșire, să nu dea o scăpare, dar omul din ispita respectivă trebuie să dea dovada faptului că s-a luptat și că iese învingător de acolo. Nici de cum că s-a supus ispitei respective. Și dacă ne luptăm, iată că Dumnezeu va da și o ușă de ieșire. Poate nu așa de mare și largă pe cât o vrem noi, dar mai pe o parte, mai cu capul plecat, să reușim să ieșim pe acea ușă din ispitele în care suntem noi. Altcineva îmi întreba: părinte, de ce atâta pesimism? De ce nu este nicio urmă, să spunem, de optimism în toată această realitate? Pentru că nădejdea noastră este la Dumnezeu. Viața noastră este dincolo și pe aceea trebuie să o dobândim. Viața aceasta se pare că se pune împotrivă de acum acolo, dobândirii vieții veșnice, și ca atare avem nădejde, și ăsta este optimistul nostru, ca să dobândim viața de dincolo. Mai greu. Niciodată nu a fost ușor. Este foarte greu să te mântuiești într-o lume liberă și plină de păcate. Într-o lume care sunt constrângeri, să știți că Dumnezeu nu așteaptă de la fiecare din noi aceleași fapte care sunt și pe vremuri pașnice, ci se așteaptă în primul rând să-L mărturisești pe dânsul și să fii lipit de dânsul, El îți va întinde mâna și te va mântui. Spunea cineva, nu am citit eu, citise altcineva și mi-a spus așa: părinte, am găsit la Sfântul, nu mai știu care, că în vremurile de apoi, cine va avea puterea să spună Doamne, miluiește, se va mântui. Cine va avea puterea să scape de această asuprire tiranică a lumii digitale în care se pare că am intrat cu deasila, se va mântui. Mințile noastre vor fi copleșite cu totul de această societate care suntem. Trebuie să ne tragem în afara ei. Nu să ne mutem casa de colo-colo, ci să ne detașăm puțin de dânsa ca să prindem cumva rădăcini duhovnicești și să trăim în felul nostru creștinesc, ca să putem să spunem și de acum încolo: Doamne, miluiește. Să știți că începând de duminica viitoare se va sluji în Biserica Mare, pentru că acolo oamenii vor încăpea mai lesne, să fie mai relaxați, să fie mai mulți, să fie mai uniți cu biserica. Pentru că am reluat aceste discuții data viitoare, când va fi, vom discuta despre tot societatea digitală, dar despre lucruri mai tehnice, această rețea 5G și cum ne asuprește această rețea pe noi, cei care vrem să fim liberi. Nu este nimic întâmplător, să știți, vaccinurile care sunt o să aibă o mare legătură cu rețeaua aceasta 5G digitală, care va controla lumea. Încă un aspect am uitat să vi-l spun. Deja cei de la Pfizer, care produc acea inoculare în etape, acel pseudovaccin, vaccinul 1, rapel 2, sau cum să mai fi chemând, deja au anunțat că de acum încolo, începând de la 3-a inoculare, așa zisele vaccinuri vor avea un nanochip integrat. Microchip la nivel microscopic care va fi acolo, și ei au spus că va fi integrat în corpul omului. De ce? Ca să-l ajute pe acesta. Oare ne va ajuta pe noi creștinii spre mântuire? Nu cred. Și de aia următoarea predică va fi cum va relaționa omul care se vrea a fi liber, dar din păcate omul mașină, iată că va avea pe viitor cei care se vor supune și nanochipuri în trânsul, cu rețeaua aceasta digitală, cu lumea largă, cum vor relaționa între dinși și oamenii pe viitor. Este timpul de spus lucrurile acestea cu curaj, fără frică. Dumnezeu ne va păzi de toate lucrurile acestea. Aveți nădejde. Dumnezeu nu lasă pe El, pe Cel care stăruie într-una la dânsul. Și vă aduc aminte o pildă care este spusă de Mântuitorul la Evanghelie, și ca să prindeți curaj. Spunea așa: oare un judecător nedrept, dacă va vine la dânsul o femeie văduvă și va cere să îi se facă dreptate într-un lucru, într-o dispută cu cineva, deși judecătorul este nedrept, dar femeia veni și bătând de fiecare dată în ușă la dânsul și se spune: fă-mi mie dreptate,
Oare, plictisându-se de acea femeie care tot îl deranjează, nu-i va face ei dreptate? Și spune Mântuitorul, dacă acel judecător nedrept va face dreptate acelei văduve pentru insistența cu care cere de la dânsul dreptate, oare Dumnezeu, care este atot bun și atot drept, de la fiii săi care vor cere ajutorul cu insistență, oare nu le va da lor ajutorul? Acestea sunt spusele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Batem, să batem cu insistență la poarta Mântuitorului, că ne va primi pe noi, în felul Lui. Acestui Dumnezeu este cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.